Astăzi vom afla dacă se redeschid școlile sau nu. Președintele Klaus Iohannis a chemat la Cotroceni pe mai mulți miniștri pentru a lua această decizie. Ședința a început în urmă cu doar câteva minute și la discuție participă ministrul Sănătății, ministrul Educației, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică. Sorin Câmpeanu a declarat înaintea întâlnirii de la Cotroceni că decizia revenirii elevilor în bănci este una care se află, citez, pe fâșia foarte îngustă dintre dreptul la educație și dreptul la sănătate. Un cuvânt important de spus ar trebui să aibă părinții și directorii unităților de învățământ care sunt în contact direct cu copiii, cei care au avut până la urmă cel mai mult de suferit în această perioadă, din păcate, iar tocmai pentru a înțelege care sunt nevoile elevilor în acest moment, stăm de vorbă cu Daniela Voinea, directorul Școlii Gimnaziale Sfinții Voievozi din Capitală, și cu Iulian Cristache, președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți. Bună ziua și vă mulțumim foarte mult amândurora pentru intervenția în jurnalul orei 16. Doamna Voinea, vin spre dumneavoastră. Au avut de suferit copiii în această perioadă, este clar. Spuneți-ne, ce părere aveți dumneavoastră? Ar trebui să se rea predarea, revenirea copiilor în școli la refer fizic? Bună ziua! Întâlnirea fizică este tot timpul mult mai bună decât întâlnirea în online. Copilașii, într-adevăr, au avut de suferit din lipsă de socializare, din lipsa de a putea comunica direct cu colegilor, cu noi profesorii. Ar fi bine dacă s-ar putea relua cursurile, dar exact ce spunea ministrul educației, suntem acolo cu un picior pe marginea prăpastiei și nu știm cum să fie bine. Din punctul de vedere al școlilor, dacă stăm să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în vară, pe perioada cursurilor de pregătire pentru evaluarea națională, dacă stăm să ne uităm ce s-a întâmplat în luna de școală pe care am avut-o, putem să vedem că la nivelul unităților se poate asigura acea securitate din punct de vedere al sănătății. Dar nu putem uita că cei mici vin la școală nu direct din casă în școală, ci intersectându-se cu diverse persoane, adică având acel drum de la școală până acasă, mai mult sau mai puțin aglomerat. Domnule Cristache, ce sperați, la ce decizie sperați să se ajungă, asta pe de o parte, dar și ce vor părinții? Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. De punctul meu de vedere, două decizii mari și late se pot lua. Sper ca una dintre ele să fie aleasă astăzi sau eventual în ultima săptămână din cursul acestei luni. Deci ori revenim la decizia descentralizării, decizii care au fost pregătite de-a lungul la 2-3 luni de zile anul trecut și sunt foarte bine că a fost un ordin comun și școala am început-o ținând cont de acel ordin comun, ori dacă rămâne în continuare decizia centralizată, să încercăm să prioritizăm începutul școlii pentru grupurile vulnerabile. Din punctul meu de vedere, grupurile vulnerabile se referă la anii terminali de examen și la ciclu primar, în special clasele pregătitoare a 1 și a 2. Cam aici este vorba. Deci și, bineînțeles, să dai opțiunea părinților care nu-și doresc să-și trimită copiii față în față să rămână în online. Și mulțumim și pe cei care își doresc să meargă la școală față în față, mulțumim și pe cei care își doresc Domnule să rămână Cristache, online. Domnule Cristache, dumneavoastră ați întrebat 65.000 de părinți, ați făcut un sondaj. Dacă își doresc sau nu-și doresc ca copiilor să revină în bănci, ce v-au răspuns aceștia? Sondajul a avut 95.000 de respondenți în 72 de ore. Din punctul meu de vedere, a fost un succes în momentul acela, în noiembrie. Aproape 47% dintre părinți a spus că își doresc școală online, indiferent de ordinul comun. Cealaltă parte, tot 47%, că își doresc față în față, indiferent de ordinul comun. Având aceste două tabere egale, nu avem ce să facem decât să ne situăm la jumătate, exact cum spune sondajul, și să dăm posibilitatea celor care să meargă la școală și posibilitatea celor care să rămână în online, bineînțeles cu sprijinul profesorilor, că trebuie să ținem cont și de punctul dumnealor de vedere. Sunt profesori care tot așa au temeri să meargă la școală, sunt părinți care vor să-și trimită, părinți care nu vor. Deci trebuie să ne așezăm la masa dialogului și să decidem, dar nu putem să stăm non-stop închiși până la finalul acestui an. Pierderile sunt imense. Gândiți-vă că peste 5 luni, 6 luni de zile vom avea examenele și evaluarea, bacalaureatul și evaluarea națională.
Sunt copii care nu au interacționat deloc față în față, sunt copii care au interacționat doar într-un sistem hibrid și sunt copii care au interacționat doar în online sau sunt copii mai grav care nu au interacționat nici măcar în online. Gândiți-vă ce se va întâmpla într-o sală de examen unde avem un copii care provin din mediul urban și care au avut șansa să învețe la niște școli foarte bune și consilii locale care au putut să investească și provin în familii cu situație financiară și fac și meditații. Și gândiți-vă la bieții copii care nu au avut posibilitatea nici măcar să intervină online. Care exact, și sunt, și sunt, am văzut că sunt destul de mulți. Doamna director, încă o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă se va lua decizia ca de pe 8 februarie să înceapă cursurile în bănci, școlile sunt pregătite sau mai este nevoie de intervenția, știu eu, a ministerului, a autorităților locale? Din punctul de vedere al școlii mele și din discuțiile avute cu colegii de la celelalte școli, noi am fi pregătiți. Bine, mici pregătiri ne mai trebuie vis-a-vis de consiliile locale, dar acelea nu ar fi un impediment ca să reușim să deschidem școlile pe 8, începând cu semestrul al doilea. Atâta timp cât ele au fost, dar iarăși vorbesc punctual pe școala mea și pe sectorul 1, cât au fost pregătite la momentul 14 septembrie să primim copilașii, că au fost hibrid, că au fost întregi. Cred că nu este o problemă de a putea deschide școlile.